Salutare, draga mea! Îți voi povesti câteva lucruri despre partea de vizualizare și sunt convinsă că dacă vei respecta acești pași și îi vei face, cu siguranță te vor ajuta foarte mult în parcursul tău înspre a obține ceea ce îți dorești, sarcina și bebelușul mult visat. Bun, primul pas este să înțelegi că vizualizarea este un element extraordinar de important în orice proces pe care tu ți-l dorești să-l obții în viața ta. Orice lucru pe care îl dorești, în momentul în care mintea are capacitatea să vizualizeze și să facă și să îți imagine, în momentul în care poți să-ți imaginezi, acel lucru se poate realiza. Așa că, pentru a sparge această barieră, hai să vedem cum reacționează corpul când noi ne imaginăm ceva. Închide ochii. Imaginează-ți că ai în fața ta o lămâie. Taie lămâia în jumătate. Și acum ia o jumătate de lămâie și mușcă din ea. Dar mușcă! Mușcă, mușcă! Și acum deschide ochii. Știu că nu ți-ai fi putut imagina că închizi ochii, te gândești la o lămâie, că mușci din ea și pur și simplu simți feeling-ul pe care îl ai când mănânci lămâie. Adică știm cu toții, deja avem extra salivă datorită acestui exercițiu. Deci asta face mintea în momentul în care noi ne imaginăm. Dă comenzi corpului. Corpul reacționează la ceea ce vede mintea, așa că te invit să mă urmărești și îți voi arăta câteva secrete pentru partea de vizualizare pe care le poți face începând de astăzi și bebe să vină cât mai repede. Pupici!